În cadrul programului operațional 2007-2013, multe orașe nu au reușit să finalizeze proiectele începute și sunt nevoite să plătească din fonduri proprii finanțarea acestora, iar paguba totală la nivelul întregii țări este de aproximativ 10 miliarde de euro. Din acest motiv, Asociația Orașelor din România a lansat o campanie de informare pentru ca astfel de situații să fie evitate. Vrem să învățăm din greșelile programului trecut și mergem în toată țara cu caravana proiectelor. De la autoritățile de management vin specialiști și le explică atât primarilor cât și funcționarilor din cadrul primăriei cum pot să-și financeze proiectele europene pe care vor să le depună pe această sesiune de proiecte. Pe ce axe se încadrează, ce condiții trebuie să îndeplinească. Este o întâlnire foarte utilă. Cu această ocazie, primarii și reprezentanții primăriilor din județ i-au putut întreba direct pe reprezentanții autorității de management al programului operațional regional, dar și pe cei din agricultură despre cum își pot finanța proiectele. Întâlnirile de genul acesta au ca scop principal informarea corectă asupra încadrării proiectelor în programul operațional 2014-2020. Consider că sunt foarte importante întâlnirile de genul ăsta pentru că beneficiarii autorităților publice locale află foarte multe lucruri despre prioritățile 2014-2020. Noi, de altfel, facem campanii destul de dese, ne ducem în teritoriu la majoritatea autorităților publice locale, informăm beneficiarii cu privire la oportunitățile de finanțare și ne propunem chiar să avem întâlniri din ce în ce mai dese. Salut astfel de evenimente, mi se pare un lucru extraordinar pentru dezvoltarea localității, în special pentru orașele mici, până 20.000 de locuitori, făcând cunoscut programul LEADER prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, prin care se obțin fonduri europene din Fonduri European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Evenimentul și-a atins obiectivele. Toți cei prezenți au acumulat informații concrete despre cum pot atrage fonduri europene, în ce axe prioritare se încadrează proiectele pe care vor să le dezvolte, dar și cum să acționeze astfel încât să nu mai fie nevoit să plătească din surse proprii proiectele care nu au putut fi finalizate. Noi am avut interesul de a pune la dispoziția primarii și a celorlalte angajați din primăriile de orașe prezente la eveniment, informațiile pe care ne le-au adus reprezentanții autorității de management al programului operațional regional și cei de la agricultură, de la PNDR. A fost o întâlnire interactivă în care primarii și ceilalți reprezentanți au pus întrebări pentru a-și clarifica aspecte din activitatea de absorbție a fondurilor europene și eu cred că este foarte util. Actualul program operațional regional 2014-2020 se deosebește de cel anterior prin bugetul mult mai mare, dar și prin numărul de axe prioritate, dublu față de programul 2007-2013. Un alt element de noutate este măsurarea performanței fiecărui program, iar vizita în teren se va face la începutul demarării proiectului. E o diferență imensă. În primul rând, gradul de complexitate este o provocare atât pentru noi ca și gestionarea acestui program, cât și pentru beneficiari. În primul rând, axele prioritare sunt duble ca număr, de unde rezultă și diversitatea investițiilor care vor fi sprijinite. Bugetul este și el aproape dublu, vorbim de o sumă generoasă de 8,2 miliarde de euro, iar țintele și indicatorii sunt mult mai clar stabiliți și monitorizați în această perioadă. Președintele Asociației Orașelor din România consideră că există riscuri ca nu toate autoritățile locale să reușească să atragă fonduri europene. Și această sesiune de depunere de proiecte 2014-2020 este aproape compromisă, pentru că 2 ani deja au trecut. Păi sunt pe multe axe, încă ghidurile nu sunt publicate. Până fac proiectele și până fac studiile de fezabilitate, timpul trece foarte repede. Ca mâine vom fi în 2018, când vom constata că la fel România a pierdut majoritatea banilor alocați pe fonduri europene. Prin astfel de întâlniri ce vor avea loc în toate regiunile țării, Asociația Orașelor din România își propune să limiteze pe cât posibil această pagubă care conduce la o lipsă de dezvoltare a infrastructurii din România.